Șeful statului Nicolae Timofteva va începe astăzi consultările cu fracțiunile parlamentare privind desemnarea unui candidat la funcția de premier. Asta după ce ieri executivul în frunte cu Iurie Leancă nu a primit votul de încredere din partea legislativului, pentru votând doar 42 de deputați din numărul de 51 cât era necesar pentru a fi învestit. În același timp, în cadrul unei emisiuni TV, Iurie Leancă a declarat aseară că ar accepta să fie din nou desemnat candidat la funcția de prim-ministru. Asta doar dacă această decizie ar fi condiționată de majoritatea parlamentară PLD-MPD-MPL. Totodată, el a mai spus că nu prea pleacă urechea la zvonurile din presă, precum că ar exista deja alt nume în acest sens și așteaptă să vadă cum va evolua situația. Vis-a-vis de faptul că la Chișinău nu a fost votat un nou guvern, a reacționat printr-un comunicat și Ministerul de Externe al României. Acesta îndeamnă forțele pro-europene din Moldova să dea dovadă de solidaritate și responsabilitate pentru a forma o alianță solidă care să susțină un executiv angajat în continuarea integrării europene. Un nou proiect academic, Istoria Moldovei, a fost lansat astăzi în colaborare cu Asociația Istoricilor și Politologilor Pro-Moldova. Inițiativa acestui proiect îi aparține Partidului Socialiștilor, iar în cadrul proiectului vor fi elaborate 3 volume ale unei lucrări științifice despre țara noastră în perioada Evului Mediu, perioada modernă și cea contemporană. 2,2 milioane de euro vor fi oferite Republicii Moldova de Uniunea Europeană ca granturi pentru finanțarea mai multor proiecte în orașele Ungheni, Orhei, Ocnița, Soroca și Cantemir. Proiectele vizează dezvoltarea eficienței energetice și a energiei regenerabile. Pe lângă acest suport financiar, autoritățile locale vor trebui să contribuie cu până la 30% din valoarea fiecărui proiect. Republica Moldova a obținut câștig de cauză într-un proces de arbitraj internațional și nu va achita 2 milioane de euro unei companii ucrainene. Potrivit cererii acesteia, țara noastră urma să plătească 1,7 milioane de dolari și 100.000 de euro, însă aceasta a fost respinsă de Institutul de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț din Stockholm. O navă sub pavilionul Republicii Moldova a fost reținută pe Dunăre de către poliția de frontieră din regiunea Ismail a Ucrainei. Asta după ce nava a fost depistată într-o zonă interzisă a frontierei, iar capitanul vasului nu a putut să prezinte actele navei. Pe numele capitanului a fost întocmit un proces verbal, iar până la clarificarea situației, nava a fost reținută. Ziua Sfântului Valentin sau Ziua Îndrăgostiților, care va fi sărbătorită mâine 14 februarie, are de ceva vreme priză și la populația din Republica noastră, deși se consideră o sărbătoare importată de la americani. Cu acest prilej, mai multe localuri din capitală vor avea un program deosebit, iar în vânzare deja au fost puse numeroase obiecte și felicitări având formă de inimioare. Pe 24 februarie va fi sărbătorit Dragobetele, echivalentul autohton al Sfântului Valentin. O jurnalistă a postului rusesc Rosia 24, care a vrut să-i adreseze o întrebare lui Petro Poroșenko când acesta ieșea din Palatul Independenței de la Minsk, a fost împiedicată să o facă de agenții de pază ai acestuia. Astfel, când tânăra a început să vorbească, agentul a îmbrățișat-o de-a dreptul până ce Poroșenko a părăsit clădirea. La reproșul jurnalistei, agentul i-a repetat să păstreze liniște. Noile sancțiuni împotriva Rusiei vor intra în vigoare așa cum era prevăzut din 16 februarie, chiar și cu acordul care a fost atins la Minsk. Declarația a fost făcută de cancelarul german Angela Merkel la summitul informal care s-a desfășurat la Bruxelles. Ashton Carter a fost confirmat cu o majoritate covârșitoare de către Senatul american la conducerea Departamentului Apărării, unde va monitoriza pentru restul mandatului lui Barack Obama, mai ales războiul împotriva grupării statului islamic. Ashton Carter, noul șef de la Pentagon, are 60 de ani și este apreciat în Congres atât de democrați cât și de republicani. Banca Mondială va susține Ucraina cu până la 2 miliarde de dolari în 2015 în cadrul planului de ajutor internațional de 40 de miliarde de dolari anunțat de Fondul Monetar Internațional. Banii vor fi destinați eforturilor Kievului în domeniul energetic și cel al luptei împotriva corupției. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, apare într-un filmuleț hilar realizat pentru publicația electronică americană BuzzFeed. În video sunt arătați atât Obama cât și jurnalistul publicației care se pregătesc pentru interviu. Aceștia doi fac mai multe mimici haioase în fața oglinzii.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Euro și-a mai abjudecat 26 de puncte, valorând 21 de lei și 34 de bani. Dolarul american a ajuns la cotația de 18 lei și 81 de bani, mai mult cu 16 bani decât ieri. Cu 7 bani mai scump este și prețul pentru un leu românesc, care valorează azi 4 lei și 81 de bani. Hrivna ucraineană adaugă două poziții, fiind cotată cu 70 de bani, în timp ce rubla rusească a rămas la poziția intactă de 28 de bani.